Alt proiect important, așteptat de foarte mulți elevi și foarte multe elevi și foarte mulți elevi din România și de familiile lor, este decontarea navetei elevilor. Există un prim proiect de ordonanță de urgență, elaborat în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru, astfel încât să putem asigura decontarea navetei elevilor. Ordonanța de urgență rezolvă problema nedecontării integrale a costurilor de navetă ale elevilor care studiază în altă localitate decât în aceea de domiciliu, o ordonanță care, de fapt, afectează peste 125.000 de elevi din România. În acest moment luăm în calcul varianta de a asigura 50% din costuri din bugetul național, restul urmând să provină din bugetele locale ale Consiliilor Județene.